Bijuterii în valoare de 2 milioane de euro sunt expuse în această perioadă la Pleiada Boutique Hotel. Aproximativ 50 de piese de colecție exclusiviste pot fi admirate în perioada 7 și 8 martie la Iași. Am venit pentru prima dată cu o expoziție de bijuterii exclusiviste, pentru prima dată în România, și începem un tur național, începând din capitala Moldovei, din Iași. Va fi o expoziție exclusivistă cu bijuterii semnate de designeri internaționali recunoscuți. Aceste piese sunt unicat și pot fi admirate în decursul acestui weekend la Iași. La Pleiada Boutique Hotel poate fi admirat în toată splendoarea lui și cel mai mare diamant scos până acum la vânzare pe piața din România. Briliantul are 8,59 de carate și valorează aproximativ 65.000 de euro. Expoziția găzduiește și tablouri pictate de artiști celebri din țara noastră. Expoziția de bijuterii și pictură este un cadou pe care noi, cei de la Pleiada Boutique Hotel, în colaborare cu Casa Art Mark, îl oferă doamnelor din regiunea Moldovei. Este în premieră să aducem cel mai mare diamant din România, acompaniat de încă 50 de piese rare, valorând peste 2 milioane de euro, iar ca bonus, aș putea spune, încă un deliciu vizual, 11 picturi de Nicolae Grigorescu, Tonița, Paladi, totul pentru a celebra cum se cuvine acest anotimp primăvăratic și implicit Ziua Femeii. Printre bijuteriile de colecție expuse la singurul hotel de 5 stele din Iași, regăsim și o altă piesă valoroasă estimată de specialiști la aproximativ 150.000 de euro. Este vorba despre un aristocratic set compus din colier și cercei decorați cu 115 diamante, ce totalizează peste 27 de carate, și un elegant colier din aur alb pavat cu 204 briliante în greutate totală de 8,2 carate, estimat la 14.000 de euro, poate fi admirat până duminică inclusiv. Intrarea este liberă.